În această dimineață, în jurul orei 8:30 la ieșirea din zona pădurii Bălănoaia, o șoferiță a pierdut controlul volanului mașinii pe care o conducea și a ajuns cu mașina în șanț. Tânăra în vârstă de 34 de ani a intrat în depășirea unui biciclist, dar mașina a derapat și a ieșit din decor. Polițiștii prezenți la fața locului spun că incidentul s-a produs pentru că nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a părăsit partea carosabilă și a intrat cu mașina într-un copac, după care s-a oprit în șanț. În afara localității Bălănoaia, pe drumul național Giurgiu din Paț, o șoferiță de 34 de ani din municipiul Giurgiu, din primele verificări efectuate, se pare că într-o ușoară curbă la dreapta și pe un carosabil umed, a pierdut controlul, a părăsit partea carosabilă și s-a oprit în șanțul de pe marginea drumului. Mașina este avariată în proporție de 10-15%. Din fericire, femeia nu a fost rănită grav, deși la fața locului a ajuns imediat și un echipaj al ambulanței, care a verificat starea femeii implicate în accident. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, mașina suferind avarii la partea din față. Pentru că evenimentul rutier s-a produs din vina șoferiței, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum, aceasta s-a ales și cu o amendă de 480 de lei. Polițiștii recomandă șoferilor ca în această perioadă să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum, iar mașina să fie dotată cu pneuri de iarnă pentru evitarea evenimentelor rutiere. Poliția rutieră a făcut în permanență aceste recomandări și le repetăm de câte ori avem ocazia. Pe acest sezon rece, conducătorii auto trebuie să adapteze în permanență viteza la condițiile de trafic, în special în curbe, în special în zone de pantă, în special în zone de rampă.